Gata? A venit? Hai că a început repede. Ce mă, l-am luat deja? Stai, bă! L-am luat deja, pe păi n-am dat-o acolo, am dat cu ea în baltă. N-am fost atent ce s-a întâmplat aici. Am dat cu ea lângă mine. Asta s-a întâmplat? Așa, așa. Gata. L-am luat și pe ăsta. Hai că ăsta e mai mare, cred că iar un Wally. Vine, vine, 48, nu, încă e departe. Încă e departe. Îl luăm așa ușurel. Iar e un Wally, garantat sau... Yo, o să-ți bate pe acolo! Iar cu viteză, e... nu e Wally, ăla nu e așa periculos. E o știucă de-asta. Sau Northern Pike de-aia, Northern sau ceva. Cum zicea lui aia de ieri, aia de 2 kg. Dar nu, mă duc mai aproape în partea aia. Bă! Stai că dacă mă duc aproape repede, slăbesc tensiunea pe fir. E bine, mă pot mișca încet, 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 pe lângă, pe mal aici. Hai. Așa, hai că o aduce ușor, ușor. Din câte observ eu, nu-mi forțează nici mulineta. Mă, astea cred că le poți folosi foarte mult dacă ai grijă cum te miști. Uite, acum nu pare să cedeze. Dacă o țin pe verde, nu mi se întâmplă nimic, încă am 8% la mulinită. Credeam că se duce undeva la 7. Hai că am cobit. Deci se duce, se uzează oricum ar fi. E la 7 deja. Stai mă că învățasem trucul ăla, să o bruschez așa. Ia, că vine așa ușurel. Hai! Hai mă, l-am luat. Cred că l-am luat. L-am luat. E mare? 250, 1 kg 300. Da, oare, deci face și asta pe periculos. Ia că trage deja. L-am luat. Băi, ce activitate am azi, mă! Băi, ce repede vine ăștia azi. În comparație cum era ieri, azi mă umplu de bani, e clar. Primele 5 minute și deja uite cum vin. Hai mă, că nu e mă așa greu. Ia-l o dată în sus. Nu, trebuie să-l tragă ușurel. A luat sau n-am scăpat? Nu. 307. Uite mă și asta e peste juvenic. Juvenicul de ieri era la 1500. Bă, trofeu! Am luat trofeu! Am luat trofeu! Uite mă cât de repede trage! Cât de repede trage, băi! Hai că s-a înduit vârful ăsta. O să fie nevoie să-mi iau mulinetă, dar nu cred că mai am cu ce. Pentru 500 aș putea să o repar pe asta. Dar n-aș vrea să trec în ziua următoare. Hai mă, vine? Parcă să zic că vine. Să uzează mai tare dacă o bruschez așa. 20, vine mai repede la mal, 19, 18. Parcă să zic că vine. Îl aduce mai repede dacă îl bruschez așa. Da, mă, deci nivelul 13, n-am luat un leu pe banii, pe peștii pe care i-am prins. Măcar le dădeam release direct de aici. Când i-am luat, mă mai bucuram de ei, că-i văd în juvenic. Asta e viața, ce să-i faci, nu știi, nu știi. Dar, ia că trage. Ia, du-te! Ha-ha, am luat. Ce vreau mă să te întreb? Știi ceva despre juvenic? Am văzut că se face galben de-ți permite să iei peste. Cât îți permite să iei peste și ce se întâmplă dacă stai cu mult peste? Îl cedează, îi pierd tot sau cum? Ce riscuri ar fi? Unde-și mă? Acolo. Stai că trebuie să-l bruschez. Opa, asta e puternic. Nu chiar puternic. Vine. 36. Cred că dai o frână mai mare. Tensiunea mai puternică. Îl aduc mai repede. Nu chiar. Opa, s-a dus în dreapta. Trebuie să mă dau după el să nu fac vreo pozitiv aici. Așa, e exact lângă mine, 15 metri. Hai că-l iau imediat. Hai că nu mai ai nicio șansă, băi! Hai da la mal! Hai da la mal! N-ai și la suprafață.
L-am scot eu acum, gata, e aproape sus. Tot un wall-e, probabil. Nu? Da, tot un wall-e, asta e, prin zona aia. Wall-e e aproape 1 kg, 189, bun. Bun. Ia-l! Ha-ha, așa mă, ăsta mai vine unul și gata. E mic, dar n-are importanță, îl băgăm repede în juvenile și plecăm în ziua următoare. Sau poate mai ia unul, dacă nu trece pe galben juvenilicul, nu plec în ziua următoare. Hai mă, vii. Nu, e foarte mic ăsta. Opa, s-a răzgândit. Nu, aici la mal a început să... Trofeu! Am luat trofeu de biban! Am luat trofeu de biban! Uite, bă, trofeu de biban! Ia, că trage! Ăla e, mă! Opa, și nu-i chiar mic, am impresia. Nu, e mic. Hai, vină la mal aici, repede. Vină la maxim. L-am adus, gata, o fi din misiune. E ceva pumpkin, shiner sau ceva. Ia, mă, ce zice? Pă, da, personal! Record personal! Black Crappy. Nu știu dacă l-avem în vreo misiune pe ăsta. Îmi pare cunoscut după denumire. L-am luat, bă, record personal, da? Nu, trofeu chiar. Ba da. Ăla e. Ia. Mă opresc când văd că atinge 1%, deja nu mai arunc. Mă duc și cumpăr. Poate totuși mă ajută să aduc vreo bestie de aia să-mi iau bani. Dacă mi-aduce vreun pește, dar nu, că mi-aduce de 500, nu recuperez bani. Când o să ai bani și chef, să încerci la spinner până faci câțiva bănuți, faci câteva zile în joc și stai liniștit după. O să încerc mă și la spinning, dacă zici tu că o să fie progresul atât de mare cu spinning-ul, dar... mi s-a părut mai ușor cu feeder-ul, că sună clopoței și îl agăs repede, dar până la urmă și cu spinning-ul ăla o să nenorocesc mouse-ul. Dar important e să progresez, nu? Cu clicurile, ia că l-am adus la mână. Ce avem aici? Bă! Ce mare mi s-a părut că e! Dar nu e chiar așa mare. Să treci la altele. Ia mă, uite ce serios e ăsta. Să treci la altele în cazul în care ai stat prea mult într-un loc. Că ăsta e cu posibilități nelimitate. De fapt nu nelimitate, dar foarte complex. Ai o grămadă de lacuri, de chestii de încercat, de specii diferite. De aia sunt și misiunile alea. Ca să te facă să treci, să folosești alte momente, alte configurații, alte locuri, alte... lacuri într-un fel. Știi de ce? Ei îți dă idei prin care să nu te plictisești. Și bani faci și așa. Adică eu acum încerc să iau mai mulți bani. Mai mulți bani pentru că am luat aia, licența aia avansată și n-am recuperat banii care am luat. Plus că am dat peste barca aia care am cumpărat-o degeaba. De fapt nu degeaba, pentru că am luat ăla, trofeul care era în colț acolo. Dar în afară de asta nu prea am meritat cheltuiala. Și prostia pe care am făcut-o, că am dat să ies de pe lac. Am cheltuit la bani. Aiurea, fără să gândesc, unde mă ăsta? Că nu-l mai văd. E și ceața asta. E 34 de metri, n-am ce să văd, e departe. Opa, am 3%. Dacă scade eu tensiunea, frâna, nu că-l pierd dacă dau așa. Nu mă risc. Hai să-l iau pe ăsta la mal. Aia, ce o fi, o fi, îmi cumpăr mulinete și n-are rost, că pierd timpul degeaba. Dau să fie noapte și pescuiesc noapte când e activitate mare, să vedem dacă reușesc să iau ceva noaptea. Hai mă, l-a dus la mal, 21 de metri, e aproape. Ușurel. 3%, să vezi că îmi sare în 2% până vin cu el la mal. Hai, e aproape la mal, gata, hai. Iar sus, e un wall-e, n-are 1 kg. Așa cred eu, că n-are 1 kg. Mai e în apă? Nu, e aproape scos. Ce-am luat? Personal, uite-mă, tocmai ce ziceam, să-mi depășesc record 2 kg. Bine, bă, băiatule, bă. Am luat 2 kg, mă. Și l-am luat ușurel, cât mi-a scăzut cât 1% din mulinetă. Mă mai risc să iau unul cu asta? Gata, a plecat cu ea. Și l-am luat. N-am, mă, când să strici. Încă un trofeu. Nu, bă da. Record personal, încă un trofeu. Uite de unde l-a scos băiatul, de la mal aici.
E așa trebuie, mă, uite, 89 de la câteva secunde, l-arunc pe mal, direct. Am că exact la ea, să vă circuleze acolo. Nu, nu. Uite, mă, că a declanșat-o, gata. Și l-am luat pe mal. Ai dat la mal. Bibanu? Bibanu, aolo, 23. Ce-ai căutat, mă, să mănânci momea ăla, nenorocitule? S-o pot fi ceva? Aici. Jbau. Nu știu, mă, de ce o aruncă. De ce o mai aruncă, că e doar lângă mine aici. Ia că l-am luat de sub pod. Ce-am luat de sub pod? Alb, Bibanu, nenorocit. Nu mai dau sub pod. Gata, mi-ajunge. De am luat 2. Mi-au băgat ăștia în pagubă. Bă, să vezi că nu pleacă cu ea și de-aia nu-mi declanșează clopoțelul. Gata! A plecat. E mare? E un grăsun de ăsta de biban. Trofeu, băi! Am luat trofeu de biban. Dar nu mi-a depășit recordul. Cred că e mai mic decât ce prinsesem până acum. Hai că l-am luat pe ăsta. Să-i mare? A, nu. Pune tensiunea decât acum, pe moment. Nu e mare. Cât e, mă? Alt trofeu. Băi, numai trofee! Încă un trofeu aici la mal. Cred că o să mă... Ia că... A pus, bă, tensiune, băi! Cum a plecat cu ea în sus? Ce-am luat? Ia! Golden Shiner! Nu cred că era pe misiunea asta. Prins mai mulți pești cu 2% decât ai prins cu restul. Da, mă, asta mă gândeam și eu. E prima des aici la mal. Ca să vezi și tu cum te faci într-un fel să te adaptezi la situație. Și dai cu... Ai văzut cât de repede îl iau? Păi am luat aici dacă... Bine, că dacă pun trofele. Uite, mă, cum pleacă cu ea. Jbau și l-am aruncat pe mal. Black Rapid, 33. Este că prins, dar nu numărul îmi trebuie mie. Mie îmi trebuie suma pe care o iau. Că nu recuperez cât am dat pe momeală. Sau, de fapt, luând în calcul că dacă dau un larg cu ăștia 2% și pierd peștele până la duc la mal, posibil, da, să fie mai bine cum fac așa, aici. Ia, bă, îl vezi? Îl vezi, e pe mal. Bă, e pe mal. Îl vezi? L-ai văzut, mă? Era pe mal. Păi nu cred așa ceva. Era pe mal. Asta a fost... L-ați văzut acolo? Era acolo, bă, pe mal. Era pe mal, de-aia mi-am dat seama că trage. Era pe mal. El trăgea, de fapt, dar n-am apucat să-l scot. Ce tare, bă, apăruse pe pod. L-ai văzut, mă? Cât de tare a fost asta. Era săracul pe mal. Azi, bă, mă, ei, tu sau vin eu? Ce facem aici? Cât de tare a fost. N-am apucat să măresc, să-l văd mai bine. Până a declanșat clopoțelul, deja n-am avut ce să mai iau la mal. Uite, mă, cum pleacă cu ea, bă! Uite, mă, record personal, Golden Shiner. 26. Bă, nu iau bani, nu cred că iau banii care erau pe una din astea. Cât e momeala? Adică mă raportez la momeala pierdută cu peștele prins. Gata, mă, a plecat cu ea. S-o duce sub mal. Ce-am luat? Iar pe ăsta Golden Shiner. 7.26. Se apropie de seara. A venit iar. Uite, mă, cum l-arunc pe mal. Imediat l-arunc pe mal. 33. Acceptabil. Ăla e, mă. Exact lângă barcă. Hai. Trage ceva aici. Lângă barcă. Vine sau nu vine? Dimulescu Ionuț. Ăla e, mă. A plecat în dreapta, bă. L-am luat pe mal imediat. Nici n-am apucat să-l văd. Uite, mă, l-am luat. Record personal. Încă unul. 9. Aolo. Dar l-am luat pe ăsta, mă. Și am impresia că e din misiunea aia cu Emeraldul. E, uite, mă, cum să-ți bate la suprafață. Al meu e sau era de la... Nu, e al meu, bă, dă-l încoace. Ia. Uite, mă, că l-am luat. Încă un record personal. Iar de ăsta. Iar de ăsta, mă, iar de ăsta. A plecat cu ea. Hai la mal. Băi, dar imediat îl aruncă pe mal. Golden Shiner. Hai, mă, sare ceva sau nu sare nimic? Opa! E, mă, la ea? A, e la ea, dar e prea mic. Ce-am luat? Uite-te, mă, ce-am luat! Bă, uite-te ce-am luat aici! 0063! Ce-i, mă, ăsta? E la din misiune, dar uite-te cât de mic e. Uite-te unde stătea, bă, ăsta. Era ascuns sub salcie. Era ascuns sub salcie. Păi, dar nici nu-l văd, băi, atât de mic că nici nu-l vezi. Nu poți să-l vezi pe ăsta, uite cât de mic e. Uite, mă, iar. Nu fi tot unul de-asta. Nu cred așa ceva, doi unul după altul și-a terminat misiunea. Cât de tare a fost asta.
Bă, doi, unul de pe, unul după altul. Doi, i-am luat pe ăștia doi, unul după altul, bă, erau sub salcie. Mă, cât de tare a fost asta. Unul după altul, bă. Și am luat 1300 jupuială de bani. Frumos. Probabil tot, nu, tot unul de ăsta mic o să vină aici. Uite că deja s-a dus. E? E, da. E mic. Ia uite cum îl aruncă pe mal. Dar nu. Uite-te, bă, record personal, încă unul. Încă un record personal. De ăsta. Grăsun de ăsta. Uite, bă, că trage... Trage repede, mă. A, ia. Încă unul de la mic. Nu, Golden Shiner. Dacă dau tensiune mare, maximă. Pentru că ăștia sunt mici, nu prea... Uite-l. Deja îl ia. Hupa! Ăsta e mare. Bă, trofeu. 89. Uite cât am monstru am scos de acolo, bă. Și imediat l-am aruncat pe mal. Uite cât am monstru. În comparație cu ce luasem înainte. Ia uite-l. E la ea. Bă, cum îl aruncă pe mal. Iar ăsta, Black Rapid, dar asta nu mai e trofeu. Hai mă, mușcă, trage. Am luat. 8.35. Uite mă, record personal, l-am luat pe ăla care era mic, mic, mic. Cât era? 0.63, 0.92. Ăsta chiar că e mult mai mare. Asta chiar că e mult mai mare. Opa, a venit. A venit. M-a spus exact din colț de acolo. Ia. Iar ăsta. Așa, da, da, da. Ia, vine tot la mal. Ia că nu e mare. Nu e mare, mă, ăsta, că îmi pune... L-am luat, gata, nu e... Iar grăsun, record personal. Iar tu nu dă asta cu burta mare. Da, 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 a venit, a venit. A venit și a plecat. Ia-l pe mal. A, alt record personal, 0.95. Cât era ultimul? 0.92? Ia că trage. Hai. Hai la mal, ăsta e mare. E mare sau nu e mare? E în jumate. Tensiunea, bă! Ce aveți, mă? Trebuie să pun pe maxim tensiunea? Unde ești? Ia, ce viteză are nebunul ăsta. Nu e mare, nu e mare. Uite, bă, cum să duce, bă. Nu e mare, e mic. Știu că... Dai de 39. Nu recuperezi banii. Te-am luat. Valea cu tine de aici, că nu-mi place. Ia că să se aude. Se aude. Ăla e. Gata. E mare ăsta. Nu! Bă, stai calm. 96. Uite-te, mă, cum o strig, mă. Uite cum o strig, băi, așa ceva. De la 99 la 96. Gata, am văzut cum fac. Deci, dacă ești profesionist... Gata, las-o pe jumate. Dacă ești profesionist, nu strici. Nu strici, mă, echipamentul. Dar ce să faci cu începătorii? Unde s-a dus? E pe acolo. Dacă o dau așa, o forțez. Să vă duc la mal. 39, să mai câștig. Cred că ajută. 32, 31, recuperez. Nu știu cât de mult uzează undița în mișcarea asta. Nu undița, mulineta. Hai că undița și restul mai uzează, dar... Mulineta, mă. Am pierdut 3% la o singură mișcare. O singură mișcare am pierdut 3%. Nu-l văd, e pe aproape de mine, 19 metri. Unde ești, mă? Uite-l, mă! A, nu e al meu, nu e al meu! E un Wally sau ce e? Wally e, dar nu e al meu. Cât are? Un kilogram jumate? Îl vedem acum în stânga. Hai, bă, vii. Vii la mal sau ce faci? Unde ești? 17 metri, e aproape. Nu pot să-l văd acum. Sunt ocupat cu ăsta. Dar cât e? Are un kilogram jumate? Nu-l arată? A, îl arată, mă. Altul de un... Nu, mă, ăsta e la de dinainte. A, 1.51 acum. Da, mă, de ăștia vreau să prind și eu. La dimensiunile astea. Îmi dă și mie? A, hai că e la mal aici. Nu vrea să iasă. Cred că are asta un kilogram jumate. Dacă nu mai mult. Aul, a plecat iar. Vino mă înapoi, ce ai nebunit. Păi erai aici și ai plecat iar. Of, cum s-au dus 3% din molinetă. Uite mă, s-a dus în stânga. Hai că e la suprafață, nu mai poate, gata. Până aici a fost.
Nu, mă, nu se dă bătut asta, asta vine greu. Măcar să fie mare. Ia uite ce stă la fund. Bine, mă, sus. Hai sus. Hai, mă, sus. L-a scos, gata. Nu mai. Cât are asta? Bă, greu-l ia. De ce-l ia atât de greu? Un kilogram 300, pentru un kilogram 300 mă chinui atât de mult. Băi, ce faceți, mă? Hai că a venit. Să-mi afecteze. Aaa, păi dar pune tensiune și din cauza mă că n-am fir. Că dă să tragă și pune tensiune pe ea. Hai că o aduce ușor, ușor, ușor. Cred că trebuie să mă dau și după el cum se mișcă să nu pun tensiune pe fir. Să urmăresc în ce direcție se duce. Ca să nu pună tensiune pe fir. Mhm. Și ăsta pare mărișor. Dacă e să judec după tensiunea aplicată pe mulinetă. Pe fir n-ar fi mă mare lucru. Pe fir nu cred că am văzut firul până acum pe roșu. Sau undița. Da, îl aduc ușurel așa. 95, să văd dacă rămân cu 95% până ajung cu el la mal. Și apoi, dar nu, că trebuie să prinzi la cam la aceeași greutate, nu prea merge să compar chestiile astea. Vreau să văd dacă îmi scade mai mult când îl bruschez eu cu tragi de undiță tare în sus și îl las și iar tragi în sus. Ia uite ce se zboate, bă! Dacă recuperează ușurel așa 18 metri, 17 metri, scade așa treptat. Și nu m-am dus spre galben momentan. Hai că îl văd la suprafață. Îl trage așa încet. Îmi face 94 pentru un pește? Nu cred. Am fost calm, foarte cu minte am fost. Ușurel așa l-am adus la mal. Ușurel. 95, foarte frumos. 1, a, uite, tot cam pe acolo. Dar mie îmi place că am banii ăștia luați. Recuperez măcar banii de pe momeală. A, hai că rândul meu, gata. Unul tu, unul eu, hai. Să vedem ce iau și eu. Tu ai luat cât? Opa, să strică, iar o stric, iar o stric, mă, iar o stric. 92, uite, am mai mușcat de 2% din ea. Nu? 3% cred. Băi, nu vine să cred câte greșeli fac, mă. Dar am văzut de ce fac greșelile astea. Firul, nu pot să dau în limita maximă a firului pentru că pleacă cu ea și pune tensiune pe el. Deci nu era din vina, nu era vina reglajului, cât a firului, pentru că aveam firul prea scurt. În colecție învățat azi. Cât ai luat tu? Ai luat 0.35, red fiind picherel. Lasă că să plece un pic și după tragi. Lasă să plece un pic. Da, e chestia aia că la feeder să aștepți 3-5 secunde. Dar unde să plece? Că mi-e punea tensiune pe fir. Că îmi trage firul și având doar 52 de metri, unde să mai plece? Că îmi punea tensiune pentru că nu mai avem fir, nu avea ce să mai tragă. Zic eu asta cred că mi-a făcut. Nu era frâna cât era limita firului. Am mai puțit asta și ieri, cred. Ieri sau săptămâna trecută am mai puțit aceeași chestie. Iar aveam aia 65 și se dusese exact în maximul de 65 de metri. Nu mă, ieri a fost. Ieri când m-am chinuit să-l iau pe ăla, pe ultimul. Băi, când m-am chinuit cu ăla și a fost mic. N-avea 2 kg. Mic, mă, mic. Mic. M-am chinuit ca să-l aduc la mal. Hai mă, vin odată pe partea asta unde ești. Vin la mal odată că mai nenorocit. Nu puteai să vii tu spre mine, te-ai dus să pui tensiune pe ăsta. A, 91%, uite-te bă, știi tu că s-a dus. Hai că am scos-o din apă. Cât era mare? Ăla e mă! A durat puțin până s-au gândit să mănânce, să nu mănânce. A, pe dar e mic, dar e picherelul. Deci activitate are bă, cum se mișcă. Ia uite bă, cât de repede vine! Ia-l! Picherel, red fiind picherel. A, mai mică decât aia lui Ionuț. Ăla era, mă. Trebuia să o las vreo 2 secunde în plus, dar am avut norocul să funcționeze și așa. A, e mic, dar e picherelul, nu? E picherelul? A, e ăsta. Ce-ai căutat, mă, să mănânci mâncarea? Ce-ai căutat? S-au dus 2 minute și nu se vede nimic. Nici o activitate. Ba da! Las-o. S-a dus cu ea, ce să o mai lași? 40, uite, iar îmi ia fir. 43. Vino mă înapoi. 42. L-am întors înapoi imediat în drum, 35, imediat l-am întors înapoi, ia uite, deja la suprafață. Nu știu dacă e picherele ăsta, pare mare. A, nu pare mare, că e deja la 15 metri de mine. Hai, vine ușor. Ce viteză are asta, băi? Cât e?
Rețin picherele. 0352. Cât e, mă, am depășit? Am luat 0.35? A, dar nu văd ce e după ăla. Nu? 0.352? Nu mai pune și ce e după ăla, mă, al treilea. Dar am luat unul la fel ca tine, băi. La fel ca tine. Ha! La fel ca tine, exact ce mi-am dorit să fac, asta am făcut. Acum nu știu dacă era al tău de 0.352 sau 0.355 sau nu știu, peste. Nu știu dacă mai vezi ce spun eu acum pe live. Eram chiar curios cum l-ai luat pe ăla. L-ai luat cu peste 2 ora care îl am eu? L-ai luat peste? Greșit, am folosit cu 0, îmi bagă 352. Dacă pe partea cu numerele sunt microfoanele, opresc microfonul, camera și ce mai opresc pe acolo. A, ești pe live, perfect. Nu mai trebuie să scriu. Ai luat tot de 0352, mai amintești cum era ăla? Sau nu cred că poți să vezi, ar trebui să-l ai în juvelnic. Red pe chirelul ăla. Hai că o pauză rapidă și mă întorc în 5 minute, maxim. Așa, am revenit, a trebuit să alimentez că nu mai aveam cu ce să mă hidratez și să mă îmbabă că mă începe să mă usture în gât, am impresia că am reușit. Probabil nu e chiar atât de cald cum mi se pare mie în casă. A zis că nu cred, al tău e de 0.350. Băi, te-am luat, ai văzut cu 2 grame. Așa e. 54, ai prins trofeu de chain picherel. 1,2 kg. Bun, bine așa. Deci al meu 352 și al tău 350, bă, cât de tare. A, ba da, a venit. Dar nu, e clar, numai, n-are un kilogram ăsta la cât de repede îl aduce aici. Opa. Bă. E foarte mic. Biban. Biban îmi trebuia mie. Ce-mi plăcea înainte să-i văpăște acum, nu mai vreau. Asta e că nu e ăla european, e yellow. Bun. Dar recordul care a fost? A fost la trofeu. Nu, de fapt trebuie să iau trofeu. Trebuie, aș vrea să iau un trofeu, ca să zici că sunt competitiv așa puțin, să iau trofeul peste ăla al tău, de 1.20. Restul nu cred că mai contează. Nu cred că a luat cei picherel normal, 0.86 cred că e cel mai mare. Poate sunt și mai mari, dar nu am observat eu până acum. Trofeul ăla mi-a sărit în ochi, pe ăla îl luăm în considerare. Dacă iau trofeu, dar mai mare decât ăla al tău. Cei picherel să-l iau de peste 1.20. Acum nu cred că ajungem iar în situația în care să cumpărăm al treilea număr. Dar vedem. Dacă am tensiune pusă prea mare. Ia. Ăla e. Ala mal. E picherelul sau care? Am și eu cei picherel, trofeu. A, vine repede, n-are, nu e trofeul ăsta, n-are cum să fie. Au deși al tău. Dăm cu unul într-altul. Dar e ignoră, nu sunt fizic puși pe ala ca să se lovească între ei. Dacă l-am aruncat 10 metri, am câștigat din prima. Iar mă, ăsta iar se blochează, ce face? Are o secundă, nu o secundă, sub o secundă în care a biban. Uite-te și tu am luat biban. Dau după picherel și iau biban. Hai mă. Au mâncat și gata? Nu mușcă? Ba da, încă mai sunt la ea. Se văd cerculețele acolo că se hrănesc. Sunt la ea. Acum îl iau, stai să vezi. Uite-l. Gata. Hai că am dat de el, ăsta e mare. Unde ești, mă? E mare? Nu e mare. Deja stă la suprafață. Nu e mare, vine imediat la mal. Mi-a pus tensiunea la început, dar nu e mare. Nu e mare de trofeu. Hai, vinu, haide. Hai, sus, l-am aruncat direct în camera cu el. Red fiind picherel. Mă, Redfin și mi-a pus atâta tensiune la 0.35. Așa, vino la mal. Să fie ăsta special pentru cei picherele, adică numai ăsta să tragă la pește larg. Și cu asta îl deosebești de ceilalți. Unde s-a dus? Pe dreapta. Ia mă, că-l bruschezi așa. Am văzut că îl aduc mai repede la mal așa. Acum nu știu cât de mult mi-afectează tensiunea pusă pe... Cât de mult uzează mulineta cu bruscările astea ale mele. 28. E mare, că nu prea câștigă distanță.
E după ce se zbate acolo. Pare să fie mare, că ține tensiune pe fir. Pe fir, pe mulinete, pe mulinete. Hai. Îl scot. Hai sus. Ce-am luat? Ce-i picherel? Wally 0800. Hai că nu te mai văzut de mult. Asta e, mă, că am zis că vreau să încerc să ia, că trage, da? Da, mușcă. A dus. Dar e mic, e mic, că nu pune tensiune pe mulinet. Măresc frâna. E mic, am adus la mal deja. E foarte mic asta. Ce e? Bibanul? Iar am mușcat Bibanul? Hopa, am luat trofeu! Record personal! Bivan! Bibanul! Uite câta burtă are asta. Uite câta grăsunul, bă! Uite-te la el! Hai că răsare și soarele ăsta, cum îmi place mie să bată lumina pe el așa. Trofeu. Bun. Opa. A plecat cu ea. Am tensiunea prea mare. Ia. Unde se duce? Se duce să... Bă, 45? Vino mă înapoi. Așa. A, deja s-a dus în 90%. Unde e? Pe acolo. Hai mă, iar Wally, să nu fie red picherel, nu red, tot zic red picherel. Să fie o chain picherel sau să nu fie chain picherel? Cam forțează. A, da, uite, când fac așa nu-mi pune tensiune decât pe undiță, că undița de fapt e forțată. Mai mult decât e... S-a dus în stânga? Decât e mulineta. Nu l-am adus mai la suprafață? Ba da, ba da, începe să se vadă. Gata, e la suprafață. Hai sus. A, e Wally. Wally. Wally de cât? 0900. Hai mă, ce m-am speriat, am crezut că trage la mine. De fapt era la tine din zona aia. Am crezut, bă, trage și nu-l... Ia. Ah, n-am văzut ce. Ce ai mai luat? Iar ce-i picherel. Dar mi se pare și corect. Putea să iau și un chain picherel de acolo? N-are rost. I-a luat-o pe toți. Cred că i-a luat pe toți. Pe toți. Numai unul de ăsta. Prin zonă. Cine știe, au plecat prin larg. Ba, a venit la mine. Ia-l. Ia, chain picherel. E la suprafață deja. Cum s-a dus, mă? A plecat în stânga? La suprafață, mă, hai că vine. Bă, pune ceva tensiune pe mulinetă. Da, nu, că vine aici. N-are ce să mai fac. E exact la mine. E la mal, l-am luat. Ce e? Ce-i picherel, mă? Uite-mă că am dat și eu de el. Am dat de el, gata. Sunt pe ei. Te-am găsit. Du-te, mă, de aici, că ai luat pe la unic. Băi, deci nu cred așa ceva, mă, trebuie să iau pe aia mari ca să pot să-i scop ăștia din lac. L-ai luat pe la unii, mă, bravo, băi, Ionuț. Mi-ai dat daună total, ce să mai încerc să depășesc cu trofeul, că tu l-ai luat și pe ăla și pe ăsta la altul. 2 kg 800, mă, 281. Da, n-am nicio șansă, e clar. Nu e pentru oricine asta. A, ai dat de unde l-ai luat, perfect. Hai că mai stau 30 de secunde aici și încerc în locul care zici tu că l-ai marcat. Ceva nu-i fac... A, ăsta e? Ăsta e al tău? Da, ăsta e al tău, ai dreptate, gata. Ăsta e, mă. Păi da, tu ai dat la ce? Ai dat la spinning, nu? Ce arată? Casting spoon? Spoon e ringuița aia la spinning. Da, ai dat la spinning. Oțule. Eu dau la feeder, nu știu dacă trage la asta. Ajung până acolo? Și l-ai furat tu pe ăla din lac. Ia să vedem dacă trage. Trage și la mine? E și 5 până la și jumate. Hai că trage! Ăla e! Îl iau? Hai mă, vine. Unde s-a dus? Bă, ar fi ceva să iau și eu. Dar nu cred că îmi permite mie să iau de 3 kg. Dar măcar să-l iau unic. Ai zis că nu e limită. De fapt, nu e limitat ăsta. Pe trofeu, la kilograme. Poate să fie
de diferite dimensiuni și să fie unic sau trofeu, da? Hai să vedem imediat. Caladul la mal. Bă, ar fi chiar imposibil, nu? Ar fi chiar imposibil să-l iau pe ăsta unic. Nu prea pare să fie tensiune mare pe ăstea. E tot un picherel de ăsta. Ce e un picherel, poate, dacă am noroc. Nu e trofeu sau unic. Aaa, nici măcar nu e picherel. E ticălosul ăsta care mănâncă el mâncarea. Neinvitat. Măcar a fost suficient de mare ca să recuperez banii pe mumeală. A, hai. Gata. Ia. Acceptabilă tensiune. Aaa, e mic. Unde s-a dus? E în dreapta. E mic. Are ce să fie ăsta trofeu sau pește unic. Nu cred că are cum să fie. Hai că l-am scos deja la suprafață. Hai. Haide. Hai mă. Nu-l iau? Al meu face valurile astea? Nu, la tine face așa. Am luat, gata. Ce e? Ce e picherel? Record personal. 0,5. Băi, deci dacă record personal e de 0,542, tu nu-ți dai seama, la mine record personal ăsta. Ce e picherel de 0,542? Ce să iau trofeu de 1 kg și ceva? Ai mai luat unul. A, în sfârșit, văd și unul mic la tine, 0,43. Hai că a venit la mine. Vine unul la tine? Vine unul la mine. Băi, ăsta e mare. Nu! Aulo! Îl pierd pe ăsta, băi, nebunule, băi. Hai că am reușit să-l recuperez. Băi, a luat 10 metri într-o mișcare. Într-o mișcare mi-a luat 10 metri ăsta. Dar nu e mare. Doar că s-a îndreptat în direcția nefericită. Nu e mare, băi. Vine măcar că nu-l pierd. Mamă, s-a dus în 83. Mi-a luat 7% ăsta. 7% mi-a luat. Nenorocitule. Nu, iar se duce. Da, mă, e frâna. Am pus frâna iurea pe mulinet, aia am făcut. Ăsta e unic, zici tu? Că a plecat ca nebunul sus? Băi, ar fi tare să ai dreptate. Ce tare ar fi să ai dreptate. E unic, că bă, al meu zici tu că e unic, nu? Ia să vedem noi ce avem noi aici. A, record personal doar, 1 kg 200. Nenorocitul, bă, să mă lase, dar e măcar, bă, trofeu, bă, e 21, fii atât că te-am depășit. Am luat 5 picherelul, trofeu. Nu ăsta era 5 picherelul ăla pentru care încercam eu să recuperez, să te iau? Da, băi, iar te-am depășit, fii atent aici. Și cu mult, că tu aveai 1.20 și la mine e 1.21, cred că apare pe păstrează. Da, mă, asta îmi place, competiție. Și sunt de nivel 15. Am deblocat pe aici niște jucării. Tank de jucării. Băi, ce noroc am avut. Lasă-mă, stai că vreau să verific aici. Să confirm. 1.22. Păi stai mă, la rotunjit, că era 1.21.15. Era... De ce la rotunjit? La rotunjit? Că nu era 1.22. Era 1.2.15 la rotunjit, mă. Deci, trofei chain picherel. Chain picherel era și al treu. Nu mă, yellow page. Unde era, mă? Ce picherel, mă? Uite, mă, 1.20, 1.22. Dar era de fapt 15. Hai că reușit să te depășesc la ăsta măcar. Asta cu ajutorul tău, de fapt. Îți dai seama că dacă nu dădeam un colț în care mi-ai zis tu, n-aveau cu ce să te mai depășesc. Acum nu cred că mai am eu șanse să iau și pe ăla unic. Dar tu ai luat unicul de acolo și am luat trofeul. Bă, zici că sunt amândoi acolo, prieteni. Ăștia sunt prietenași. Stau acolo la halea, la amândoi. Ce tare, bă! Cât de tare a fost asta. Dar l-ai simțit tu că e ce trebuie. A fost trofeu, n-a fost ăla unic, dar tot a fost bine. Hai că mi-a plăcut ăsta. 1.22, bă. Hai că ai luat și tu. Băi, deci tu te dai aici că nu te cred. Bă, cât noroc să ai, mă, să mă depășești exact după ce l-am prins eu pe ăla. Ai zis, hai, ești tare, hai că ți-a dat acum. E dat, doamnă, cu cât? Cu 200 de grame, nu cu... Cât am luat eu peste al tău. Băi, cât de tare a fost asta. Foarte tare, băi, că mi-a plăcut exact pe final de live. A fost activitatea de asta competitivă.
Super tare, 1.47, n-am nicio șansă să mai iau eu. Deci te-ai depășit, cred că ți-a dat și aia declanșare cu record personal, nu? Ți-a zis că te-ai depășit recordul la trofeul prins. Bă, da, imediat după ce l-am prins eu și tu, mă, cât de tare. Foarte tare asta. Acum să vedem ce reușesc să mai iau în astea 11 minute. Pe final, acum. Că prea am dormit, cred că de o jumătate de oră n-am mai avut genul ăsta de activitate. Asta-l memorez. De fapt, rămân salvat ăsta. Pe hartă o să mai dau tot în colțul ăla, până dau de ăla unic pe care l-ai prins tu. La 2800 nu cred că îmi permite echipamentul să iau de 2800. Acum ar fi tare să-mi depășesc recordul și eu, dar nu cred că mai reușesc să iau eu de 1.47. Adică nu se știe, na, nici de ăsta de 1.22 nu mă așteptam să vină la mine. Foarte tare, foarte tare. Hai mă, că te-ai pus pe ei acum. Trophy chain? Păi, a, trophy chain și nu mai arată picherelul? Bă, acum ai început să-i numai dă ăștia ce-i făcuși. Stai mă puțin că nu înțeleg, ai luat două trofee unul după altul. Îl iei numai tu pe ăsta? Bă, stai mă puțin că aici bate la ochi ceva, ce-i faci? Că ai tu vreun truc ceva. Ce-i faci de ai reușit să iei trofeul unul după altul? E considerat și ăsta trofeu, nu e același pe ăsta, stai puțin că sunt de dimensiuni diferite. Deci e în categoria de trofee. Să iei trofeu unul după altul, mă? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ai dat-o în colțul ăla sau ce? Ce se întâmplă? Ce? Ai dat aceeași mumeală? Ce faci tu de fapt cu ceva? Îi faci și e bine. Îi faci tu ceva de zvin. Două trofee unul după altul, mă? Din aceeași specie? Deși dacă nu luai pe ăsta de 1.47, tot mă depășeai acum, la câteva minute, cu ăsta de 1.25, care e mai apropiat de ce am prins eu. Dar nu mai în colțul ăla, ai dat de ele. Se vede ceva acolo. Ești tu? Îți trageți ceva pe acolo? Că s-a mișcat și a trecut și pe lângă asta, pe lângă Sam. Nu, e la mine? Nu ești tu? Ai văzut mișcarea pe lângă ăla? Ce era? Pește? Ai văzut, nu? Nu știu dacă a prins live-ul. S-a vedea ceva care a atins și... ce aia, mă? Baliză sau ce? Cum îi zice lui aia? Hai mă, vine, asta e mic, greu. Aolo, ce mic e ăsta, îl pierd. S-a mișcat ceva că a atins și aia. Hai că e la mare, hai, vine sus. A atins și baliza aia sau ce e? Semnul ăla. Red fiind picherel. Îmi place măcar că e de 50, recuperez banii pe peștișor. Ia, bă, a venit deja. Foarte frumos. Așa se facă mereu. Tot are momentele astea în care se întrerupe puțin, dar nu înțeleg de ce. Ceva din joc, nu, deci nu folosește nimic. Resursele calculatorului sunt sub 50% folosite. Ceva îi face, dar nu știu ce, cred că s-a dus în dreapta. A, e mare mă sau e mic? Pare mic. Pare mic, nu e mare lucru. Ce aduc la mal? Nu, că dacă era ăla trofeu sau unic, mă chinuia mai tare, nu așa. Dar măcar a tras repede, asta mi-a plăcut. Mult mai repede a tras. Unde-și, mă? Aici. Ia uite pe ce să zboate. Hai, mă. Hai, mă. Nu vrea, bă, să iasă, n-ai ce să-i faci. Bada, m-am scos. A, Wally. Iar Wally, 1,100 kg, bun ăsta. Se văd cerculețe acolo. Clar, o să muște imediat. Se văd cerculețe, se hrănesc ei acolo. E agitație pe fundul lacului. Acum o să tragă, imediat. Tensiunea e pusă bine. Hai. Sunt pe fază. Așa, mă, băi, exact ce spuneam. O, a plecat în dreapta, imediat s-a dus. A văzut firul cum era plecat în dreapta. Așa, nu, cam așa, e bine așa unde ești, a, pe dar nu e, e mic, a plecat el repede, dar e mic, uite, deja l-am ridicat la suprafață, dai tensiune maximă și smulge-l, gen apă repede, smulge-l, hai, hai că mi-am dat în cap cu el, cât e, ce e, red fin picherel, bun și ăsta, te zbați degeaba aici, la mal.
Uite-mă că a venit deja. Ultimul, hai. A, după tensiune n-aș zice că e mare. Nu cred că e mare asta. A, e deja la mal, nu e mare. Ia uite cum vine, 20 de metri, imediat i-a recuperat. Nu vine. Nu vine, băi, fii atent aici că nu vine. Wally. Așa, ieși și tu unul, ce iei? Dar nu mai am omel. Eu am prins... A, ai prins tu înaintea mea, 052, iar ce 052, ce-i în picheri, din nou. Da, mă, a fost chiar super tare azi. Mi-a plăcut. Deci n-am mirosit chiar timpul, am progresat și foarte mult. Am avut și distracție maximă, au tras ăștia ca nebunii. Am luat și trofeu, am avut și competiție aici, mai făcut să intru în spiritul ăla competitiv, să încerc să iau ce în picherelul ăla. Băi, ce tare a fost faza aici. Să iei tu trofeul imediat după ce l-am luat eu, mă, sau să te depășesc eu la minim aici. Bine că te depășise puțin și la ăla altul, dar la ăsta, la trofeu, te-am depășit și imediat l-ai luat și tu pe ăla. Cât a fost, mă, distanța între noi? Băi, că ți-a arătat și minutele. În 2 minute, sub 2 minute deja... Mi-e depășit trofeul luat. Da, foarte tare. Băi, Ionuț, mulțumesc mult pentru susținere pe aici pe live. N-am fost singur, că e aiurea când ești singur. N-ai cu cine să te încerci. Și na, exact cum a fost asta, experiența asta competitivă. Te distrezi altfel, mă, când ai cu cine să joci competitiv așa. Să, și cu ajutorul tău, că de fapt tu mi-ai recomandat zona aia să pescuiesc acolo, în partea asta. Deci tot cu ajutorul tău am reușit să iau trofeul. Rămâne de văzut data viitoare, de fapt săptămâna viitoare, dacă reușesc să mă distrez la fel de mult ca astăzi. De nou mulțumesc și baftă în continuare, poate reușesc să mai golești asta de chain picherel, trofee și unici. Pa!